Arbitrul internațional născut în Brăila, Nicolae Raina, a împlinit miercuri 19 noiembrie 81 de ani și 65 de ani de carieră sportivă ca jucător, observator și arbitru. În cinsta sa și a activității pe terenul de fotbal, Muzeul de Istorie Paul Păltănă din Galați a organizat expoziția Nicolae Raina la ceas aniversar, care cuprinde echipamentul, cupe, medalii și fanioane donate de Nicolae Raina, în completarea celor 1000 de exponate deja existente la Casa Colecțiilor. Mulțumim domnului Raina pentru gestul pe care l-a făcut pentru Muzeul de Istorie din Galați. De fapt, a făcut acest gest pentru cetățenii acestei cetăți și nu numai, pentru românii care ajung în Galați și cu siguranță au aflat încă de acum cât 6 ani, când s-a deschis pentru prima dată expoziția Nicolae Rainea în Casa Colecțiilor, la farmacia Țing, fostă farmacie Țing, iar astăzi parte din colecția care numără peste 1000 de piese este expusă astăzi aici, împreună cu câteva din diplomele și medaliile pe care le-a donat distinsul nostru arbitru internațional. Legenda arbitrajului gălățean s-a apucat de sport la vârsta de 14 ani și a ajuns la un palmares impresionant. A arbitrat finale în 6 competiții fotbalistice diferite, precum Campionatul European, Cupa Campionilor, Supercupa Europei, Cupa UEFA, Cupa Balcanică, Cupa României, 145 de meciuri internaționale și aproape 300 de jocuri din Campionatul Intern de Fotbal. M-am apucat de fotbal la 14 ani, 13 ani jumate. N-aveam cu cine să defileze la 1 mai și m-au luat pe mine după stradă și a zis, hai să te îmbrăcăm să particip. Și mi-a dat mănuși de portar și m-a pus în poartă. Habar n-aveam. Nu văzusem niciodată. Alergam, jucam fotbal, dar jucam numai cu bingi de cârpă, furam ciorapii lui mama și de aici unde erau mai largi, de la genunchi în sus, îl tăiam și făceam, umpleam cu cârpii și jucam fotbal. Că nu aveam mingi. Eram într-un cartier, tatăl meu a fost pe front 5 ani de zile, în acea perioadă și eram 5 copii acasă și era foarte greu ca să fac rostul de mingi de fotbal. Și intream într-un cartier unde nu mai erau numai oameni muncitori, oameni care abia trăiau cu probabil cum și unii astăzi care sunt destui, care o duc foarte rău. Și în felul ăsta am fost descoperit și adus la fotbal și după aceea am mers la junior, am mers la senior, m-am îmbolnăvit de plămâni, m-am făcut bine, am apucat de arbitraj și am ajuns în vârful piramidei. Pe lângă succesul pe plan sportiv, familia este cea mai importantă realizare a omului Nicolae Raina. Acesta spune că a fost nevoit să sacrifice timpul petrecut cu cei dragi pentru plecările în țară și străinătate. Am făcut performanță, că am o familie fericită, sunt căsătorit, am făcut nota de aur 55 de ani, am 2 copii care sunt în Suedia, sunt realizați. Nu numai eu, și toți frații mei și toată familia mea, în 55 de ani, n-am reușit să fac ce a reușit să facă copiii mei în 20 de ani. Soția însă a fost mereu alături de el și l-a sprijinit în carieră, ajungând la performanța unei căsnicii de 50 de ani. A fost greu, fiindcă o trebuie să mă ocup eu de familie, să-l aduc de pe unde era plecat și nu ajungea la timp, ca să ducă și la muncă. Așa și... altceva. Am fost cu el tot timpul, nu cu altul. A fost greu să creșteți copii mai mult singur? Nu, eu am fost asistentă pediatră și deci n-a fost greu. V-ați fi dorit ca soțul să aibă altă meserie, altă carieră? Nu. I se potrivește ca o mănușă această care i-a și plăcut și... S-a și ocupat de ea și asta i-a trebuit și asta a fost. Raina a fost nevoit să-și încheie cariera în 1984 din cauza vârstei, însă a rămas alături de fotbal. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, dar și Traian Băsescu l-au decorat pentru întreaga sa activitate.